Hei, salut! Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube! Pentru astăzi v-am pregătit un tutorial de make-up. Este vorba, de fapt, despre un machiaj pe care l-am realizat cu 3 ani în urmă, însă recent am pus o fotografie cu el pe contul meu de Instagram și cei care mă urmăresc acolo m-au rugat să revin și pe YouTube cu un tutorial video. Așa că, iată, m-am conformat, să știți că este un machiaj care mie mi-a ieșit din greșeală. Mai exact, cred că știm cu toții situațiile alea când nu ți ies codițele de tuș și tot îngroși, îngroși, până ți ieși din mic. Într-o situație de genul ăsta am trecut cu 3 ani în urmă și am tot îngroșat codițele până când am zis ok, o luăm în cu totul altă direcție, nu mai să-mi iasă un machiaj curtabil. Și așa am ajuns la acest rezultat. Așa că dacă și voi aveți probleme cu codițele de eyeliner și vreți să o scoateți la capăt într-un final și să obțineți un machiaj purtabil, urmăriți clipul ca să vedeți cum am obținut acest look pas cu pas. Pentru machiajul ochilor o să folosesc această paletă de la Anastasia Beverly Hills. Practic o să încep să aplic fardurile ca și cum aș face un smokey eyes, însă nu o să aplic absolut deloc fard pe plapa mobilă, sub sprânceană și în colțul intern o să aplic această nuanță si de fată. Pornesc de la cea mai deschisă nuanță, una si de fată, și apoi, pe măsură ce înaintez spre pliu, aleg farduri din ce în ce mai închise. Apoi o să adaug în pliu această nuanță. Și acum în pliu o să revin cu o nuanță de gri si de fat, care este de la Paris Saks. Acum urmează să aplic tușul și o să folosesc Slick Ink Pot și voi trasa practic acele codițe de tuș îngroșate care să-mi acopere toată plapa mobilă, până fix în pliu, unde se formează pliul. Pentru a face această codiță să fie cât mai ascuțită, mă voi folosi de un eyeliner lichid de la Wet n Wild. Am aplicat același eyeliner waterproof și pe marginea acestei forme, însă acum trebuie să am mare grijă să aștept întâi să se usuce, astfel încât să mi se imprime și pe partea de sus. Cam asta este forma și după ce se usucă, îi face la fel și la ochiul drept.
să usuc eyelinerul pentru că nu pot să privesc în față sau în sus. O să continui cu conturarea pomeților și o să folosesc un blush în nuanța 33 de la Inglot. O să folosesc apoi și o paletă de contouring de la MAC Cosmetics. Voi aplica și un iluminator de la Emui și voi combina aceste două nuanțe. Acum că s-a uscat tușul, pot să aplic și mascara și o să folosesc Unlimited de la L'Oreal. O să aplic mascara și pe genele inferioare. Acum o să-mi conturez și buzele și nu o să folosesc un ruj, ci două creioane nude de la Flormar. Sunt nuanțele mele preferate, respectiv 229, nuanța mai închisă de roz, și 201, nuanța deschisă de nude. O să conturez exteriorul cu nuanța închisă și apoi o să umplu cu nuanța deschisă.